Rapid a început returul în forță cu o victorie cu scorul de 4-1 împotriva Farului Constanța pe stadionul Areni. Astfel, fotbaliștii pregătiți de Bogdan Tudoreanu, Mihai Guriță și Laurențiu Andrieș au urcat până pe poziția a treia în ierarhia seriei întâi. Partida a fost controlată în totalitate de formația suceveană, care în prima parte a întâlnirii a irosit câteva bune oportunități de a deschide scorul prin golgheterii Matei și Negru. Defensiva oaspeților avea însă să cedeze în minutul 40, când Matei a transformat ca la carte un penalty obținut de omniprezentul Semeghin. Fotbaliștii antrenați de Marian Pană și-au arătat pentru prima dată valențele ofensive în secvențele de final ale primei reprize, când Ivanica a ratat ținta incredibil din 3 metri. Repriza a doua s-a derulat după același scenariu, astfel că după o oră de joc a fost rândul lui Negru să-și treacă numele pe lista marcatorilor, reluând în plasă cu capul o minge centrată din corner de Semeghin. Misiunea marinarelor avea să devină și mai dificilă începând cu minutul 63, când Neagoe a fost eliminat de pe teren după ce a încasat două cartonașe galbene. Mai întâi Cerlinca a zguduit transversala cu un șut de la 25 de metri, după care Semeghin a făcut 3-0 cu o execuție neașteptată din lovitură liberă, care l-a surprins nepregătit pe portarul oaspeților Ciucă. La acest scor, apărarea Suceava a avut un moment de relaxare, ceea ce i-a permis lui Șalcai să-l lobeze elegant pe Rohețchi de la 16 metri. Finalul partidei l-a aparținut însă sucevenilor, care au înscris golul de 4-1 pe contraatac prin Cerlincă cu un șut imparabil la colțul lung. Am început bine. Returul, să zicem așa, o victorie muncită și frumoasă. Cred că a fost un joc frumos, plăcut publicului, cu multe goluri. Și vreau să mă felicit băieții pentru jocul și prestația din jocul de astăzi. Nu e o echipă rea, dar cred că am făcut un joc bun și noi. Poate că e un pic cam mare diferență, dar știți, din momentul când au rămas 10 oameni, dar una peste alta, v-am zis, e bine că văd că în funcție de săgeata lor că a pierdut, că am trecut și pe locul 3, asta e un lucru bucurător pentru noi. Sunt 3 puncte importante pentru obiectivul nostru, care l-avem în clasarea în play-off-ul campionatului. Sunt 3 puncte importante și sper în continuare să mergem pe aceeași linie. Urmează un joc la Dolohoi, nu un joc ușor. Cred că au pierdut greu și azi, la Slobozia. Sperăm să ne întoarcem cu toate cele 3 puncte de la Dolohoi. Vreau să mulțumesc galeriei care ne susține meci de meci și fac o atmosferă frumoasă tuturor suporterilor care au venit astăzi la stadion. Sper să fie cât mai mulți și la Dorohoi. V-am zis că avem câțiva jucători de certă valoare și experiența lui și valoarea lui și-a spus cuvântul poate și în jocul de astăzi. Sunt câțiva jucători și mari, sunt într-o formă extraordinară, marchează mici de mici, mă bucur și pentru Mircea că a marcat și Cerlincă, poate prinde mai multă încredere cu golul ăsta. Da, eu zic că suntem bine, avem o echipă bună, totdeauna am tratat jocurile serios și asta se vede și în rezultate. Eu sunt sigur că ei sunt conștienți că nu va fi un joc ușor, dar doar o voie, pentru că e o echipă care se agață de orice punct, își doresc și ei să scoată cât mai mult din fiecare joc. Ne cunosc bine, îi cunoaștem și noi, este adevărat, îi cunoaștem și noi bine, dar vedeți că încetul cu încetul și ei au căpătat puțină experiență și au început să apară și la ei rezultatele. De aia trebuie să tratăm foarte serios jocul și dacă vom trata serios, eu sper că ne vom întoarce cu toate cele 3 puncte. Vă dați seama că sunt extrem de supărat și de mânit puțin, pentru că eu totuși consider că Farul Constanța poate să joace un fotbal foarte bun. Consider că în prima reprinsă am surprins adversarul și l-am ținut foarte departe de poarta noastră și l-am pus în dificultate. Da, eu zic că băieții au înțeles să joace exact ce am pregătit în antrenament și au înțeles. Fără să fim foarte periculoși la poartă, dar oricum am stat sus și am încercat să punem presiune pe ei. Suceava jucând doar pe contre. Bineînțeles, după acordarea penaltiului, sincer n-am văzut, dar din ce mi s-a spus și mie, se pare că n-ar fi fost oricum. Nu vreau să-l comentez, că nu vreau să devin caragios la 4-1, mi s-a părut foarte ușor acordat. Și apoi colaborat cu eliminarea lui Negoie, jocul s-a încheiat, adversarul ne-a prins, ne-a taxat și s-a terminat un 4-1 fără cuvinte. Felicit echipa din Suceava, îi felicit pe spectatori, îl felicit pe domn primar Ion Lungu că i-a stat alături de echipă, este foarte important, pe conducătorii echipei.
Rapid Suceava s-a prezentat pe teren cu Rohețchi, Daniel Bălan, Ferariu, Velescu, Semeghin, înlocuit în minutul 78 cu Spătar, Gheorghi Ciuc, Sumanariu, George Apostol, Cerlincă, Marius Matei, înlocuit în minutul 74 cu Marinkovic și Mircea Negru, înlocuit în minutul 65 cu Strijan. Pentru Farul Constanța au jucat Ciucă, Bajan, Ciobanu, Straton, Șalcai, Neagoie, Cârstoiu, Bardu, care a fost înlocuit în minutul 56 cu Igi Roșanu, Ochia, Ivanica, înlocuit în minutul 80 cu Caciandone și Enciu.